Meme Stoica, am o impresie foarte bună despre... Dar intră în panoplia celor mari copilul? Băi, Meme Stoica, dacă a putut să reziste cu Gigi Becali atâția ani, îți dai seama... Doar pentru asta trebuie premiu, nu? Numai pentru asta trebuie să premiat. El și-ar găseală, că își fac bine treaba acolo la club. Pe ce mai face Meme Stoica? Mamă, câte lucruri sunt. Ce? Măi, fraților, că sub stăpânire. De în cabină acolo, așa. Și până intră iar în cabină când ies la antrenamente, da. Dacă n-ai pe unul care nu antrenorii, încă o dată spun, care să rezolve problemele jucătorilor. Așa, asta face Meme, spuneți. Hai de mine și de mine. Păi voi gândiți-vă, eu am fost conducător 41 de ani. Da. Dar 21 de ani am fost președinte de club. Da. Vă dați seama câte probleme se ivesc nevastea unuia, care nu știu ce a pierdut, nu știu ce a făcut. Păi se ocupă Meme să găsească poșeta soției? No, bineînțeles, băi, fratele, trebuie să rezolv toate problemele la club. Dar credeți că are capacitatea Mihai Stoica să curețe antrenori dacă vrea la FCSB? Nu. Nu. Vedeți, deci n-are forță. N-are nimeni forță la asta. Ce sunteți nebuni? Nimeni ne reține, cum să ai forță, dar ăla bagă bani și să am eu forță. Bine, păi ce forță să am? Se spune de Mihai Stoica faptul că a influențat numirea lui Todoran ca să fie de fapt pintilii principal omului. Nici de cum n-a influențat. Nici nu știa Meme Stoica de Todoran. Da. Că l-a pus. Vedeți-vă de treabă. Bun. Și Gigi nu spune la nimeni. El face singur. Iar dacă te-a dus să-l convinci pe Gigi, e la fel ca Rădoi. Da. Lasă-mă în pace, că fac ce vreau. Ce și să. Da. Dacă e convins el că ideea ta e bună, imediat o punem.